În cadrul unui scurt interviu acordat postului nostru de televiziune, primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a făcut un scurt bilanț al primului an de mandat. Edilul a vorbit despre realizările și nerealizările anului 2021, obiectivele propuse pentru anul 2022, dar și surprizele pregătite călărășenilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Domnule primar, cu pași repezi ne apropiem de sfârșitul anului. V-aș propune să facem un scurt bilanț, să vorbim despre realizări și nerealizări. Ce v-ați propus și ce ați reușit să realizați până în acest moment? În primul rând, bună ziua și bine ați venit la noi. Da, deci așa cum am mai declarat, a fost un an greu. A fost pandemie, au fost multe încercări, au fost creșteri de prețuri la carburanți, la materiale de construcție. Da, dar tot am realizat. Și toate acestea care le-am făcut în acest an, am făcut majoritatea cu banii de la Consiliul Local, banii primăriei, banii cetățenilor noștri. Da, ca nerealizări aș putea spune că datorită creșterilor de prețuri nu am putut să mă încadrez în termen și să finalizez canalizarea în Mărgureni până la luna iulie. Asta este. Nu a depins de noi. Știți foarte bine că 3 luni de zile a trebuit să renegociem prețurile pentru că nu s-au așezat și nici astăzi, pentru că au o dinamică de creștere foarte rapidă. La fel și la bazar s-a întâmplat la fel. Cam astea ar fi nerealizările, pentru că restul las lumea să judece ce am putut să facem și ce nu într-un an de zile. Ați vorbit de pandemie. Într-adevăr a fost un an pandemic, un an cu multe provocări, criză economică, criză sanitară. Toți am fost afectați din acest punct de vedere. Cum ați făcut față provocărilor? Cât de greu v-a fost în acest an? Deci a trebuit să facem față provocărilor pentru că suntem aici să găsim soluții. Degeaba lumea avea nevoie să găsim soluții și noi ne trezeam cu niște scuze. Nu, am găsit soluții de fiecare dată. Am găsit soluții pentru că avem obligația asta față de cetățeni. Pentru că fără ei n-am fi aici. De curând ați dat publicității raportul dumneavoastră pe primul an de activitate și un capitol aparte în acest raport a fost dedicat proiectelor accesate cu fonduri europene. Câte proiecte sunt în momentul de față accesate la nivelul primăriei? Deci în momentul acesta sunt 24 de proiecte, plus încă două care le avem, 26 ar fi, care le avem pentru tablete pentru copii și dezinfectanți și tot ce mai ține de logistica asta pentru pandemie, în valoare de un milion jumate de euro, dar care am și spus o să începem să le ridicăm muzica cu clauză suspensivă. În momentul în care vine finanțarea, noi deja dăm drumul la cumpărare. Deci ne-am descurcat și în zona asta de pandemie și iară vreau să specific că ne-am descurcat cu fonduri de la noi. Câte proiecte implementate cu fonduri europene vor fi deschise și veți începe practic implementarea lor de anul viitor? Deci toată această provocare cu fondurile europene, aceasta este cea mai mare, pentru că trebuie să le terminăm până în anul 2023, decembrie. Veți reuși? Eu zic că da, ne mișcăm, deja am terminat pietonalul, deja am terminat strada București, care sunt niște proiecte grele și mari. Când spuneți terminat, vă referiți la licitație? Terminat de licitație, vorbim de licitație. Uh-huh. Vorbim de licitație, iar începând de anul viitor vom intra în implementare. Și atunci lucrurile se vor mișca. Avem proiecte la școli, care sunt deja în derulare. Mergem mai greu așa, datorită faptului că au apărut creșterile de prețuri la toate aceste materiale și la combustibili. S-au dereglat anumite proiecte, să zicem așa, în zona de... avem oborul, avem centrul din livadă, care... a mers foarte greu, am scos de 3-4 ori și nu a venit nimeni. Avem Antimivireanu, care iarăși o să fim nevoiți să-l scoatem la licitație, dar toate acestea nu de vina noastră și faptul că constructorii au devenit un pic neinteresați pentru că își fac calculele și prețurile care sunt, nu sunt cele care și le doresc ei și atunci vedem cum vom ajusta aceste prețuri ca să putem să ajungem să le finalizăm și pe acestea. Pentru anul 2022, ce priorități ați creionat și dacă aveți resurse financiare pentru a le susține? Deci, în primul rând, trebuie să ne bazăm pe resursele financiare ale primăriei. O să fie un an și mai greu, anul 2022, pentru că, așa cum au fost creșterile de prețuri, cu siguranță ne va afecta din punct de vedere administrativ. Dacă nu se reglează
prețul la gaz, la energie, atunci vor avea creșteri de 30-40% pe administrarea acestor școli, grădinițe, inclusiv a primăriei, și atunci vom avea anumite creșteri pe zonele respective de 30%. Dar nu ne sperie, pentru că la anul, așa cum am început anul acesta, ne interesează să facem infrastructură, să refacem infrastructura Călărașului, vrem să facem cât mai multe parcări, pentru că avem o cerință destul de mare, vrem să facem locuri de joacă, așa cum pe cele care le-am început anul acesta, așa vrem să facem și în celelalte zone unde am identificat noi locuri de joacă și pe cele vechi să le modernizăm. Vrem să facem cât mai multe locuri de recreere pentru cetățenii noștri, pentru că au nevoie. Au nevoie de mobilitate, au nevoie de locuri de joacă, au nevoie multiple. Și atunci suntem alături de ceea ce ne transmit dânsii în fiecare zi, de ce avem nevoie în urbea noastră. Sunteți primarul municipiului Călăraș, primarul municipiului reședință de județ. Cu toate acestea, de la fostul guvern PNL, nu ați primit bani la rectificările bugetare. Din acest punct de vedere, considerați că intrarea PSD la guvernare este de bun augur și cum considerați că se vor schimba lucrurile în perioada următoare? Cu siguranță intrarea PSD la guvernare este de bun augur, pentru că avem un program de guvernare, știam cum intrăm la guvernare și, așa cum ați văzut, am impus anumite reguli în această alianță. Eu cred că Călărașul va câștiga din această alianță, pentru că avem depuse proiecte atât la CNI, cât și pe PNI Angel Saligny. De exemplu, pe PNI Angel Saligny avem proiecte depuse de peste 1000 de miliarde. Și atunci, cred că multă așteptare finanțare pentru Măgureni și cartierul Mircea Vodă, cu siguranță se va identifica resursa financiară și Călărașul va beneficia de aceste finanțări. De ceva timp, opoziția ridică două probleme în care călărășenii se confruntă, și anume pierderile în rețeaua de apă potabilă și colectarea selectivă a gunoiului. Ați identificat soluții pentru rezolvarea acestor două probleme? Deci eu sunt aici să găsesc soluții, da. Da, am avut chiar luna aceasta am avut o discuție cu un investitor care vrea să facă o instalație de a colecta deșeurile menajere și nu numai, în care le ia amestecate, așa cum avem noi problema noastră, pentru că noi nu reușim să reciclăm, și atunci le bagă în acea instalație, le reciclează și după aceea ajunge într-o zonă de compost, merge pe zona de gaz, energie electrică, și atunci, din ce am văzut acolo, cred că putem să recuperăm 80% din gunoiul menajer și numai 20% undeva vor merge pe groapă. Și atunci, dacă se întâmplă acest lucru, în următorii 2 ani de zile vom ajunge niște parametri care ar trebui să fie sustenabil și să nu mai fim penalizați de agenția de mediu. În momentul de față suntem penalizați? Da, așa cum bine știți, am fost penalizați pe 5 ani de zile, 2015-2019, cu 2 milioane de lei. Și trebuie să-i achitați până la ce dată? Nu, am făcut o reeșanulare pentru că nu mi s-a părut corect să plătim totodată, pentru că nu este vina noastră. Au venit cu o legislație care e foarte greu de implementat. Oamenii foarte greu de educat în această zonă, operatorii foarte greu de educat, iarăși în această zonă, pentru că de multe ori au fost sesizați că s-au pus reciclabile separat și au fost luate și aruncate în aceeași mașină care erau în amestec. Și atunci tot deșeul se considera infestat. Nu, încercăm să găsim soluții pe toată zona aceasta de deșeuri, pentru că trebuie să ținem cont de viitorul nostru, pentru că toată lumea se îndreaptă în zona asta de a colecta, de a reduce cantitățile de deșeuri, pentru că știți foarte bine că nu mai avem să le depozităm. Iar în ceea ce privește apa, da, am găsit două soluții. De la ianuarie o să vedem cum le punem în practică, pentru că trebuie să venim în ajutorul cetățenilor noștri. Dacă operatorul EcoAqua nu și caută măsuri în care să identifice pierderile respective, noi vom ști ce vom face, pentru că nu mai merge așa. Trebuie să fim lângă cetățeni, trebuie să avem soluții și în felul acesta și cei care manageriază la momentul ăsta EcoAqua trebuie să ia măsurile respective ca să putem să venim în ajutorul cetățenilor.
Creșterea prețului la utilități, înregistrat în ultima perioadă, va afecta bugetul unităților de învățământ. Cum se vor descurca acestea? Păi nu, că nu, unitățile de învățământ nu trebuie să descurce ele. Adică unitățile de învățământ sunt administrate de primărie și, așa cum am spus mai devreme, vom avea, da, o creștere de 30-40%. Dar dacă guvernul, așa cum am văzut, că deja au început cu anumite măsuri în care chiar aseară au spus că vor să modifice prețul la gigacalorie, să lase TVA-ul la 5%, deja ne ajută foarte mult, pentru că dacă ai o pierdere de 30%, normal că diminuiesc cu TVA-ul și atunci consumurile scad cu 14-20%. Pentru cartierele Măgureni și Mircea Vodă, ați luat în considerare efectuarea unor lucrări cu bani din bugetul local pentru a grăbi un pic evoluția lucrurilor? Sigur, sigur. Tot timpul am făcut acest lucru, pentru că am venit tot timpul cu lucrări complementare pe lângă proiectele europene. Și așa o să fac și în continuare. Adică nu o să stau să vină banii de la guvern. Eu, în primăvară, o să încep acolo unde îmi permite și unde configurația străzilor îmi permite să intru cu utilajele celor de la spații vârți, voi intra în zonele respective și în momentul în care obțin finanțarea, atunci diminuez finanțarea cu ceea ce am făcut în buget. Dar timpul nu-mi permite să stau decât trebuie să fac. Despre PNRR, ce ne puteți spune? În ce domenii doriți să aplicați? Noi suntem, acum, PNRR-ul știți foarte bine că tot s-a vehiculat această poveste care spune ce să facem, cum să facem. Noi suntem pregătiți cu proiecte pentru PNRR, avem și școli, avem și viziune, avem și regenerare urbană. Numai să se clarifice odată ce ne dă și cum ne dă. Pentru că am înțeles că e foarte mult verde, foarte mult albastru, adică pe apă, pe parcuri, să vedem ce ne dă, pentru că suntem pregătiți și să facem parcuri moderne și să ne folosim de toate fondurile de construcții pentru școli. Deci, dar ei trebuie să clarifice încotro direcționează sumele respective. Am înțeles că ne-am dat o primă tranșă de 1.800.000.000, da? Și atunci o să vedem ce și unde direcționează și banii respectivi. Domnule primar, așa cum am spus la începutul interviului, ne apropiem de sfârșitul de an, o perioadă încărcată cu cadouri. Ce surprize ați pregătit călărășenilor? Așa cum știți, tot timpul am avut un parteneriat cu Consiliul Județean, suntem un parteneriat și acum la final de an, da, o să facem festivități aici pe platou, începând cu data de 17, deschidem târgul de Crăciun, 23, 24, 25 o să fie spectacole. Sperăm că s-a modificat și așteptăm să se modifice ca să putem să ne lase și pe 31 să facem un spectacol, da, de final de an, și atunci am încheiat acest ciclu pe anul acesta și, ba mai mult, comercianții vor extinde târgul de pe 17 până pe 31, pentru că nu vreau până strângem, până montăm din nou și atunci o să lăsăm oamenii să se simtă bine de pe 17 până pe 31 decembrie. Anul acesta veți aduce patinoarul sau situația pandemică nu vă permite? Nu aducem patinoarul, nu, pentru că am constatat că în urma patinoarului care a fost montat aici, toată parcarea, tot pavajul s-a stricat și trebuie refăcut tot pavajul, pentru că datorită faptului îngheț de zgheț s-a ridicat, s-a bombat și tot timpul și după aceea trebuie să începem să le facem. Nu, există un, am înțeles că o să existe un patinar în oraș și atunci cred că au unde să patineze copiii noștri, să se simtă bine, pentru că este destul de modern.